Pe lângă controlele obișnuite, în această perioadă la ITM Vâlcea au fost înregistrate și 10 de sesizări privind respectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea și suspendarea contractelor individuale de muncă, precum și neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din contractul individual de muncă. În luna august, în numele relațiilor de muncă, au fost efectuate 125 de controale. În urma acestor controle au fost identificate 284 de neconformități, pentru fiecare neconformitate fiind dispusă măsură de punere în legalitate. De asemenea, pentru abaterile grave în domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate și sancțiuni, fiind astfel aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, din care 26 de avertizmente și 14 amenzi în valoare de 112.100 de lei. Aș vrea să menționez că în această lună au fost identificate 27 de persoane care desfășurau activitate fără să aibă forme legale încheiate în prealabil. Este numărul cel mai mare din acest an și la nivelul anului 2016, deci până la 31 august, în județul Vâlcea au fost identificate 83 de persoane care desfășurau activitate fără forme legale la 36 de angajatori. În luna august, din cele 27 de persoane identificate, 21 de persoane au fost identificate la un singur angajator. Pentru acest angajator, această abatere este infracțiune pentru care inspectorii de muncă au făcut propunere de urmărire penală pentru cercetarea acestei fapte. Inspectorii ITM Vâlcea au efectuat controle și în domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost aplicate 121 de sancțiuni contravenționale, din care 106 avertizmente și 15 amenzi în valoare de 87.000 de lei. Au fost înregistrate 13 sesizări referitoare la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.